primul moment în viața fiecărui bărbat să se așeze la casa lui, să fie familist și să aibă grijă ca întreg familionul să poată încăpea într-o mașină care să aibă mult spațiu, care să fie sigură, să fie versatilă și adaptabilă tuturor cerințelor, de la mic la mare, într-un Opel Combo Life. Cred că le găsești pe toate. Bine v-am regăsit! Astăzi conducem noul Opel Combo Life, prin excelență un MPV. Definiția? Multipurpose Vehicle, adică o mașină care trebuie să-ți servească tuturor scopurilor. Poate fi un daily driver, dar este mai ales mașina cu care vrei să mergi în vacanță cu familia. Nu are tracțiune integrală, nu are un motor puternic, nu are nici măcar cutie automată, cea pe care o conduc eu, dar atunci când vremea ți-o permite, să zicem cel puțin pentru sezonul cald, este ideală. Dar cred că o poți adapta și pentru vacanța de iarnă, cu condiția să fie o iarnă blândă. Când vorbim despre o astfel de mașină, nu vrem să știm performanțe. Motorizarea de 1,2 litri în 3 cilindri pe benzină scoate 110 cai putere. Mai există motorizări de 1,2 pe benzină pentru Opel Combo Life cu diferite puteri, dar există și un diesel de 1,5 litri care dezvoltă 130 de cai putere. Surprinzătoare, versatilă, inovativă, într-un buget de aproximativ 15.000 de euro pentru versiunea pe care o conduc eu astăzi, care este totuși una destul de bine echipată. Mașina are un preț de pornire de 12.000 de euro în cazul în care este van, adică dedicat transportului de marfă urban. În acel caz poți să încarci pe mașină 2 euro paleți, dar în ceea ce privește această mașină dedicată persoanelor, prețul este undeva de la 15.000 de euro pentru această variantă de echipare. Cu atât mai mult cu cât o să obții și un discount dacă mașina este rulată. Demo-ul meu are în acest moment 2777 de kilometri. Mașina a fost pusă la dispoziție pentru car vlog de către dealerul Opel Vest din Oradea și aștept cu nerăbdare să conducem și noul Opel Corsa, care se anunță a fi un candidat serios la mașina anului în 2020. Este o plăcere să te plimbi cu această mașină, poziție înaltă la volan, scaune destul de comode, nu e sprintenă, repet, dar are un atu foarte important. Spațiul, versatilitatea, toate aceste lucruri sunt atât de importante atunci când pleci la drum și trebuie să-ți încapă absolut toate bagajele. Am adus mașina lângă o fermă de lavandă. Păcat că nu e sezonul în care aceasta să fie înflorită și, bineînțeles, să ne înmiresmeze. Dar pentru că oricum nu vă pot transmite mirosul prin intermediul filmării, haideți să vedem aturile mașinii pe care o conduc astăzi. În zona față ne dăm seama că mașina face parte din marea familie Opel, este un membru de bază și de vază și ca să fie bine văzut are o semnătură luminoasă cu LED adaptată cerințelor din zilele noastre în blocurile optice. Pe masca față tronează evident logo-ul Opel între cele două bare cromate. În partea de jos avem o chestiune ornamentală pentru o protecție suplimentară în cazul în care scoatem mașina pe un drum denivelat, la fel cum am făcut astăzi. Partea frontală este plină de senzori, în așa fel încât să mergem fără emoții, indiferent de parcursul nostru, urban sau extraurban, și mai avem, evident, și farurile de ceață. Dar probabil cel mai interesant lucru este acest logo care tronează aici pe zona de lângă capotă, o capotă destul de mică din ceea ce observăm, sub care se ascunde un motor de 1,2 litri. Pe benzină, un motor în 3 cilindri care dezvoltă 120 de cai putere. Și dacă v-ați mai întrebat care e situația cu motoarele acestea subdimensionate, iată că la 20-a aniversare a premiilor Engine of the Year, motorul anului în 2018, această motorizare cu care vine echipată Opelul nostru Combo Life, evident că a fost câștigătoare. Mașina vine încălțată cu anvelope Michelin Energy Saver pe 16. Din păcate, în această configurare lipsesc jantele de aliaj, sunt jantele de oțel cu capace din plastic ornamental. Și apropo de ornament, cea mai șmecheră chestiune este definiția lui Combo Life prin acest sticker care tronează pe tot lateralul mașinii. Atunci când ești o persoană activă, sportiv,
îți plac călătoriile, mergi foarte des în vacanță, ești un familist, ai o familie mare sau pur și simplu vrei să faci mișcare, Combo Life se poate adapta într-adevăr stilului tău de viață. Și tot pe lateral vedem așadar un ornament destul de serios la baza ușilor. Uși care vin foarte interesant desenate, cel puțin din punct de vedere al zonei vitrate. Dacă în această zonă m-aș fi așteptat totuși să avem sticlă, ei bine, aici vedem o simetrie. Nu avem parte de jos dreaptă pentru geamurile laterale, nici în față și nici în spate. Puțin ciudat, pentru că atunci când ești în interior la volan ai tot timpul ideea că în colțul ochiului stâng e ceva pe geam, dacă nu ești obișnuit. Înainte să intrăm pe interior, să spunem că această variantă este cea scurtă de 5 locuri, dar există și o variantă mai mare, de 7 locuri, ca să încapă tot familionul. E, și pentru că aici observăm o dungă, este clar pentru faptul că avem o ușă culisantă, iar accesul pe locurile din spate se poate face mult mai ușor, mult mai bine. Același lucru și pe cealaltă parte. Acum că ați văzut care este situația și cum se deschide pe lateral această ușă a lui Combo Life, haideți să mergem și la zona de încărcare. Într-adevăr, zona de încărcare este una foarte, foarte generoasă, pentru că până la urmă încap aici toate bagajele unei familii numeroase și poți să pui și căruciorul, poți să pui și bicicleta, poți să pui și cortul sau diferitele instrumente pentru vânătoare, pentru pescuit, pentru grătare în aer liber, nu știu, gândește-te tu, în jur de 850 de litri, dacă nu chiar mai mult. Asta în condițiile în care vom încărca până sus mașina, pentru că sunt convins că nu e nicio problemă din acest punct de vedere. Apropo de partea de sus, o să discutăm imediat ce intrăm în interior, dar haideți să mai vedem și această variantă. Deci, ai putea zice că mergi dintr-o parte în alta a mașinii foarte ușor. Eu o să încerc să fac nebunia asta. Dar acum îndeajuns cu gluma. Dacă ești pasager pe locurile din spate, în primul rând ai o măsuță care se poate activa aici pe spătarul scaunelor și un fel de cup holder, dacă mă înțelegi. Băi, chestiile astea sunt foarte, foarte utile. E, și pentru ca deplasarea ta să fie cât se poate de confortabilă și să nu rămâi fără baterie, uite aici un port USB de încărcare, foarte bine. Și totuși, perspectiva e interesantă nu numai de aici, da? Sau de aici. Perspectiva e cea mai interesantă de aici, frate, pentru că asta mi se pare mie cea mai tare chestie pentru Opelul Combo Life. De fapt, avem un panoramic cu spațiu de depozitare. Greu de crezut, dar foarte, foarte adevărat. Deci, să înțelegeți, această chestiune mediană care este dotată cu un material plastic semi-transparent este de fapt un spațiu de depozitare, adică, nu știu, ursuleții de pluș, jucăriile, nu știu dacă e ok pentru o undiță, dar ar putea fi. Și continuă nebunia, spații de depozitare inclusiv aici deasupra pasagerilor din față. Și loc pentru cuier, pentru cei care stau în spate, ca nu cumva hainele noastre să se șifoneze. O perspectivă foarte tare, foarte interesantă. Vorbeam ceva de avion, păi apropo de locuri de depozitare, uitați-vă și voi că avem și aici, în zona din spate, da? Deci dacă am umplut, să spunem, tot portbagajul și încă mai avem nevoie de locuri de depozitare, iată că se poate. Din acest punct de vedere, mi se pare wow, are foarte multe cotloane și, într-adevăr, este foarte funcțional și inovativ. Acum că ați observat că e foarte distractiv să stai pe locurile din spate, să vă arăt și perspectiva șoferului. În primul rând, asta e situația, pentru că e de asemenea natură desenată, să-i spunem, caroseria. Partea vitrată există, dar este ascunsă undeva și aici parcă e un colant, parcă e un sticker. Întotdeauna când tinzi să te uiți în partea stângă, vezi în colțul ochiului treaba asta și e un pic deranjant. Dar, în schimb, pentru mașinile din unghiul mort, ne-o demonstrează inclusiv acel mic indicator de pe oglinda retrovizoare că avem un sistem de avertizare. Deci mașina e oricum foarte sigură. O să
Încerc să vă arăt care este perspectiva întreagă de la bord. O să și pornim motorul, da? De ce? Pentru că vreau să vă arăt că printr-o simplă apăsare de buton oglinzile se pliază. Hello! Foarte bine! E ok din acest punct de vedere. Și brațul exterior are o prelungire în interior. Funcționalitatea se traduce prin poziționarea unui tweeter aici pentru sistemul de sonorizare. Incredibil, dar adevărat, te poți bucura de această priveliște, poți să privești cerul de la interior. Sigur, dacă ești șofer, mai puțin ar trebui să te uiți acolo în față, dar o să o faci foarte relaxat pentru că ai la îndemână destul de multe lucruri, dincolo de butoane. O chestiune care s-ar putea să te deranjeze e poziționarea mânerului de deschidere undeva aici, deci sub această zonă a butoanelor, da? De acces la oglinzi și la geamuri. În schimb, dacă vrei un cup holder, uite că l-ai. Aici în față există și mașini cu head-up display, ceea ce este grozav, dar hello, avem un alt spațiu de depozitare. Pare incredibil, dar și în spatele tabletei avem un spațiu de depozitare. Și mai avem spații de depozitare aici, de exemplu, da, loc pentru telefon sau alte obiecte, încă un cup holder sau pentru monede, încă un cup holder acolo, spațiu de depozitare și aici, deasupra zonei de torpedo, care este destul de generoasă, depozitare și acolo, deci toate par la îndemână, dar chiar și aici, deasupra, într-adevăr, mai putem să punem ceva, da? Deci este acte sau hârtii sau mai știu eu ce. E o mașină cu multe locuri de depozitare. Nu cred să fi văzut atât de multe locuri de depozitare. Pentru zona volanului, buton de încălzire în volan, reacționează imediat. Aici avem regulator de viteză, limitator de viteză, îl putem activa așa, avem și o memorie. Setăm sau resetăm această chestiune. În partea dreaptă avem diferitele butoane pentru sistemul de infotainment, care e evident prezent. Și apropo de ceea ce vedem la bord, chiar dacă avem ceasuri analog, există și un mic ecran digital aici în mijloc pe care poți să-ți primești toată informația. Aceasta este, să spunem, interfața sistemului multimedia, care mi se pare destul de familiară, cunoscută, parcă am mai văzut și la alte modele sau la alte mărci, cu toate că acolo exista o simetrie, adică pe lângă butonul ăsta de volum exista unul de seeking sau de tracking aici. În partea dreaptă, în schimb, avem conexiunea USB. Ce e diferit față de celelalte sisteme de infotainment pe care le-am văzut în ultima perioadă este că această ramă este și ea digitală. Dacă acolo erau butoane clasice, aici, uite, printr-un singur touch putem să avem acces la navigație, la setările mașinii, la telefon, la conectare, diverse alte setări ale ecranului sau ale sistemului de sunet și așa mai departe. Sub acest sistem avem sistemul de climatizare, care nu este digital, dar nu cred că e o problemă. Aici dăm viteza ventilației, aici dăm gradele Celsius, aerul condiționat dacă este cazul, avem frâna electronică, avem pornire cu cheie clasică, avem o cutie manuală în 6 trepte, dar observați, consola centrală nu este jos, la fel ca la orice minivan sau orice microbus, dacă îmi permiteți, este undeva ridicată. Deci poziția este destul de înaltă și chiar dacă are un levier care seamănă cu cel al cutiei automate, avem totuși o cutie manuală în 6 trepte plus reverse. Da, încercăm să o dăm în marș arier, observăm că nu avem cameră, avem doar senzori și pentru față și pentru zona de spate. Se continuă această consolă centrală cu un spațiu de depozitare destul de generos, care practic ține loc de cotieră, pentru că, da, din păcate, pasagerul din dreapta nu va avea cum să-și odihnească mâna sau brațul, el nu are acces la cotieră. Singura cotieră de acest gen este pentru șofer, da? Da, e bună și așa. Și mai avem, poate, butonul de dezactivare a controlului tracțiunii, antipatinarea, care este activată în acest moment. Acum că știți cum sunt toate butoanele, sper că v-ați făcut o părere despre această mașină. Mulțumesc tare mult că m-ați urmărit, sper să fi fost un material concludent pentru cei care vor să își ia un microbus de familie sau un minivan, căci despre asta am încercat să vorbesc astăzi în materialul dedicat noului Opel Combo Life.
Nu uitați să dați like, share, să vă lăsați părerea în secțiunea de comentarii și, bineînțeles, să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja, apăsând și clopoțelul pentru a primi notificări în momentul în care facem upload. Pe data viitoare!